Cum știți legea offshore sau legea care spune cât câștigă România din extracția gazelor naturale din Marea Neagră? A trecut de Parlament luna trecută, fără o dezbatere serioasă. Deși miza sa este uriașă, e vorba de pe total de zeci de miliarde de dolari veniturile ale României în următorii 30 de ani. Țări europene similare, Norvegia, Olanda, Marea Britanie, Cipru, ele câștigă undeva între 60 și 80% în funcție de legislația din fiecare din aceste țări. Așa cum am spus, acest calcul se bazează pe niște ipoteze, iar aceste ipoteze nu au fost, din păcate, verificate sau estimate la rândul său de către statul român. Sunt doar ipotezele de lucru prezentate într-un studiu realizat de companiile petroliere. Pentru a avea o dezbatere așezată, este nevoie deci de două studii suplimentare. În primul rând, de un studiu realizat de statul român, care să spună, să facă la rândul său o estimare a rezervelor de petrol din Marea Neagră, să facă o estimare a cheltuielilor pe care companiile trebuie să le facă pentru a extrage aceste gaze naturale, să estimeze costul cu forța de muncă, să estimeze puterea calorică, deci toți acei indicatori pe care calculele noastre se bazează. Acesta ar fi un studiu de care, fără de care România practic nu poate să înceapă o negociere. Și un al doilea studiu vizează pentru țările care au rezerve considerabile de gaz natural, care este regimul lor de taxare și impozitare, pentru ca România să poată să facă ceea ce să beneficieze de experiența pe care ei o au. Pentru acest al doilea set de date am solicitat Departamentului Legislativ din Camera Deputaților să facă această cercetare, adică să ne spună care este nivelul de impozitare în țările cu rezerve semnificative și am enumerat Norvegia, Olanda, Marea Britanie, Cipru, Noua Zeelandă, Israel. Pe de altă parte, așa cum am spus, e nevoie de un studiu făcut de niște specialiști pe ce înseamnă industria de petrol. Îi solicit președintelui Iohannis să trimită înapoi legea în Parlament pentru a fi dezbătută din două motive. Unu, să ne ducem cu procentul pe care îl câștigă România din această afacere către procente similare pe care le obțin țări cu rezerve similare de gaz natural. Pe de altă parte, pentru a avea acea dezbatere pe care n-am avut-o în acea după-amiază în care noua grilă de taxare a venit nu se știe de unde și a fost supusă dezbaterii Parlamentului și a trecut în aceeași după-amiază. Repet, miza este una foarte serioasă, vorbim de zeci de miliarde de dolari venituri pentru România. O să trec acum foarte repede în revistă pe calculele pe care le-am făcut. Ce este important este că aceste calcule permit pentru orice preț al petrolului să calculăm și valoarea impozitelor, acel impozit suplimentar care a fost în discuție și realmente cât câștigă România.
avem aici este pe acest grafic, vedem pe legislația veche, ordonanța 7/2013, raportul între cât câștigă companiile, cât câștigă România la această curbă și profitul brut al întregii afaceri de extracție. Aici este, pe această axă avem prețul petrolului. Azi suntem undeva pe aici. Deci azi avem o proporție cam de 80% cât ar am fi avut cam 80% cât ar fi câștigat România față de 20% cât ar fi câștigat companiile. Și pe măsură ce prețul crește, acest raport se mărește, ceea ce poate probabil că ar fi fost nepotrivit pentru companii și ar fi trebuit ajustat, ceea ce legea offshore face. Aici avem ce se întâmplă după ce legea offshore intră în vigoare. Pe curva aceasta avem profitul brut al afacerii, din nou în funcție de prețul petrolului. Pe curba maro avem cât câștigă companiile, pe curba gri avem cât câștigă statul român. La prețul de azi, care este undeva aici, avem un raport de cam jumătate-jumătate, deci cam 15 miliarde de dolari pentru, și pentru România și pentru companii. Așa cum am spus, calculele se bazează pe niște ipoteze. În primul rând, avem un factor de conversie care echivalează metri cub de gaz în megawatt-oră. Gazul are o anumită putere calorică. Ea variază undeva la 10% în funcție de zăcăminte. Asta este estimarea pe care au făcut-o companiile. Este cam cu 4-5% mai mică decât cea pe care o folosește Transgazul. Aceasta este cantitatea pe care studiul companiilor spune că se va extrage în următorii 22 de ani, până în 2040. Astea sunt foarte important, sunt cheltuielile pe care companiile estimează că le vor face în următorii 22 de ani. Aici este o socoteală cu forța de muncă, după cum vedem, și cu impozitul pe care statul român îl percepe în total din forța de muncă, după cum vedem, față de sumele pe care de care vorbim, această sumă de 400 de milioane de dolari este oarecum pe întreaga perioadă este oarecum neglijabilă. Așa, aici este formula pe care o dădea ordonanța 7 pentru orice preț al petrolului exprimat în lei pe megawatt-oră putem să facem calculele astea. E mai interesant graficul ăsta. Deci, ăsta era impozitul special pe care îl aveam prin ordonanța 7. Și graficul de jos este impozitul special pe care îl introduce legea offshore, care, după cum vedeți, este cam jumătate din ce prevedea ordonanța 7. Aici sunt formule de calcul pe care sunt utile pentru ce se întâmplă, ce este impozitul special după ce după legea offshore. Și e util să ne întoarcem la graficul ăsta. Deci, după cum vedeți, este o funcție lineară care merge din 15 în 15 lei pe kilowatt-oră și după aceea
e liniară pe până pentru prețuri mai mari. Așa, aici este un calcul general, economie, care sunt veniturile României. Veniturile sunt din impozitul pe profit, 16% dacă companiile au profit, din redevență, care este 13% din cât se extrage, din acest impozit special și din impozitul pe forța de muncă, care scrie, în ipotezele astea, e constant 430 de milioane. Deci cheltuielile, redevența, impozitul pe forța de muncă. Așa urmează toate calculele care justifică graficele pe care le-ați văzut. Aici suntem, ne întoarcem la primul grafic pe care l-ați văzut, cu estimarea cât câștigă România, cât câștigă companiile în ipoteza în care se aplică legea veche, adică ordonanța 7/2013, cum spuneam, pe intervalul acesta împărțirea este rezonabilă, pe măsură ce prețul petrolului crește, împărțirea este cam nerezonabilă și atunci era nevoie de o modificare. Și aici sunt formule de calcul pentru după ce legea offshore intră în vigoare. Pentru orice preț puteți să calculați cu formulele astea și formulele astea vă spun cât câștigă România. Și ne întoarcem la graficul pe care vi l-am arătat. Aici este prețul petrolului. Ăsta pe aici suntem azi. Și pe un interval destul de lung al prețului petrolului vedeți că veniturile României sunt cam jumătate din profitul afacerii sau veniturile României sunt cam egale cu profitul companiilor care exploatează gazul natural din Marea Neagră. Și o să mă întorc. Acum să spuneam la început că toate calculele astea depind de niște parametri care nu au fost estimați de statul român și o să vă spun care sunt cei mai importanți. În primul rând, acesta. Care este cantitatea pe care o extrage statul român? Pentru că cu cât cantitatea e mai mare, cu atât raportul dintre venituri și investiții este mai mare și dacă această cantitate este mai mare, profitul companiilor crește de cei 50% pe care noi am estimat. Evident, cheltuieli cu investiții, cheltuieli operaționale, cheltuieli totale. Cu cât cheltuielile sunt mai mici, cu atât profitul companiilor, evident, este mai mare. Acest factor de conversie, care am spus că poate să ducă la fluctuații de până la 10%. Și, foarte important, perioada. Calculele sunt făcute pentru 22 de ani. Deși legea offshore este pentru 30 de ani și e o chestiune care este similară cu asta. În 30 de ani se scot mai multe gaze decât în 22 de ani, cu cam aceleași investiții. Deci, din nou, cantitatea de gaz față de aceleași investiții poate să fie mai mare și astfel profitul companiilor poate să fie mai mare. În rezumat, este nevoie de un studiu făcut de statul român, independent de studiul pe care l-au făcut companiile,
pentru a da toți acești indicatori, care este producția estimată, care sunt cheltuielile estimate, care este puterea calorică și de acel studiu care să spună care sunt care este nivelul de impozitare pe care statele cu rezerve similare României îl fac. Pentru acest lucru solicit ca președintele Iohannis să trimite înapoi legea în Parlament ca să avem o dezbatere bazată pe aceste studii și care să ducă la un profit pentru România comparabil cu profitul pe care îl au țări cu rezerve similare. Nu ar trebui să fie profitul pe care îl obține România? Adică ce valoare? Din informațiile pe care le avem legate de Norvegia, Olanda, Marea Britanie, care sunt țări europene, Norvegia nu e în Uniune și acum și Marea Britanie, dar care au condiții similare, profitul trebuie să fie între 60 și 80%. Iar pe aceste date, profitul României e 50% și, cum am spus, în funcție de cum evoluează parametrii ăștia, poate să fie și mai mic. Am văzut că, totuși, nici cu aceste valori, petroliștii nu sunt mulțumiți. Și spun că există posibilitatea să nu mai continue proiectele. Credeți că dacă România ar avea un procent și mai mare din profit, iar mai continua să investească? Eu sunt convins că cu datele din legea offshore, investițiile din Marea Neagră vor continua. Și cred că vor continua și cu și cu un nivel de impozitare mai mare, pentru că România este o țară sigură, aproape de o piață foarte mare a Europei. PSD și ALDE vor totuși să facă niște concesii petroliștilor atunci când legea va ajunge în Parlament. Cât de inspirat este demersul? Este o chestiune care este o chestiune tehnică peste care eu am trecut destul de repede. Aici. Imediat. Este o notă care lipsește. E vorba de deducerea impozitului. Asta a fost discuția din spațiul public. În ordonanța 7 era posibilitatea ca investițiile anterioare să fie deduse din impozit care se plătește lunar sau trimestrial. În legea offshore e lunar. Ceea ce este foarte logic. Adică nu trebuie să, dacă ai investit 2 miliarde în 2 ani înainte să faci profit, e logic ca acest impozit să poți să da. Și dacă statul român prin lege îți permite să-l deduci, e logic ca aceste investiții să le poți să le deduci în următorii 2-3 ani în care faci profit. Cred că dintr-o eroare de redactare, această posibilitate de deducere nu a fost inclusă în legea offshore și cred că este o corecție binevenită.